Catalogat inițial ca fiind un act de piraterie, incidentul din Marea Arabiei s-a dovedit a fi, potrivit oficialităților, un atac deliberat coordonat de Iran. Atacul asupra petrolierului ar fi fost comis de o dronă, conform unor oficiali străini. Incidentul produs în largul coastelor Oman s-ar fi declanșat din cauza unor tensiuni dintre Israel și Iran. Largul Omanului este cunoscut în rândul marinarilor pentru astfel de incidente. E o zonă periculoasă. Acolo este un conflict israeliano-iranian, se știe foarte bine, de foarte mulți ani. Acest conflict degenerează în atacuri care sunt acuzate de ambele părți. Navele sunt din când în când atacate și am avut acum câteva luni de zile o altă navă în port, tot un tank petrolier, într-un port atacată cu rachete. Din fericire, atunci n-a murit nimeni. Tragedia nu a fost trecută cu vederea de autorități. România s-a coordonat cu Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar diplomații cataloghează atacul cu dronă absolut inacceptabil. Ministerul Afacerilor Externe a reacționat astăzi după incidentul în care navigatorul român și cel britanic și-au pierdut viața. Potrivit unui comunicat de presă, atacul nu are nicio justificare și trebuie condamnat ferm la nivel internațional. Având în vedere elementele prezentate de partenerii internaționale ai României cu privire la faptul că atacul a avut caracter deliberat și respectiv a fost coordonat de Iran, România solicită prezentarea de explicații de către autoritățile iraniene, fără întârziere, și își rezervă dreptul de a acționa în consecință pentru un răspuns adecvat. Ambasadorul Republicii Islamice Iran la București a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe român în acest scop. Ministerul Afacerilor Externe mai precizează că oferă tot sprijinul în repatrierea comandantului român decedat. Atacul împotriva petrolierului Mercer Street, în urma căruia doi navigatori, un român și un britanic, au murit, a avut loc săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri.